Suntem astăzi în super exclusivitate înregistrări. Cum l-a plătit Brigitte Sfăt pe Corneluș ca să o lase în pace, ce-i cerea fostul iubit ca să se despartă de ea? Vedem și ne întoarcem să discutăm. Te-ai folosit de contractul meu? Nu ai vrut. Ți-am făcut o imagine, te-am făcut din nimic, ți-am dat niște haine care se valorează 5-7.000 de euro. Pe mine m-a costat 5-7.000 de euro. Am pus pe hârtie. Ca să îți fac o imagine, să te fac cine ești. Ești fostul meu iubit, victimizat, care a fost înșelat de mine. Vreau să evaluez ce trebuie să-ți plătesc ție. Că acum mi se pare că ieșeam mult mai ieftin dacă ți închiriam un apartament de la început din ianuarie și nu stăteai aici, că m-a zgârcit să închiriez apartamentul. Da. Ai stat la mine aici, dar uite-te că eu pe partea alaltă, cine știe cât vrei să-ți dau pentru astea două luni. Știi foarte bine că din data de 21, de când noi n-am mai avut niciodată relații, din momentul în care eu m-am dus la și m-am dus fără verighetă cumpărată de mine și inelul de logodnă făcut de mine din banii astea mei și pe diamantul meu, sunt detalii. Tot a fost un fake. Păi nu ți-amintești că și când ea era ocupată cu emisiunea respectivă, el se ducea la evenimente mondene, da, și zice că a fost Brigitte, m-a rugat să particip la evenimente mondene în lipsa ei. Bun, râdem și glumim, dar haideți să vedem și replica lui Brigitte în legătură cu aceste dezvoltări. Am o căsnicie foarte frumoasă de aproape un an de zile. Nu înțeleg de ce ziua mea, el se folosește de faptul că a fost ziua mea pentru a mai vorbi și a mai aduce aminte că a fost logodnicul meu, logodnic care n-a fost niciodată în realitate, probabil ca să încerce să se mai folosească de imaginea mea. Eu nu am mai vorbit de el, am răspuns o singură dată la o întrebare care mi s-a pus și am lămurit situația de ce nu mai am magazinul. Am fost foarte rănită la un moment dat de tot ceea ce mi se întâmplă în fosta căsnicie și așa am considerat eu atunci să încerc să fabric o persoană ca să arăt că sunt și eu sus și că pot să trec mai departe și că mă vrea și pe mine cineva. Și am vestit într-un băiat care de fapt l-am cunoscut pe net, este hacker. Și căutam o persoană care să poată să-mi intre în conturile fostului meu soț pentru a afla cu cine mai vorbește. Așa l-am cunoscut. El este cel care a intrat în conturile fostului meu soț și mi-a montat și programul acela de copiere a WhatsApp-ului și apoi m-a consolat. Asta a fost tot. Nu a fost niciodată o relație reală. Este vina mea și mi-o asum și nu mai doresc să se folosească de mine, de numele meu.